Aflat deja la a treia ediție, Festivalul Interjudețean de Dansuri Populare in Memoriam Constantin Alexe, înscris în calendarul național al acțiunilor artistice ale Ministerului Educației, s-a desfășurat sâmbătă 18 iunie în aer liber în Parcul Municipal, pe două secțiuni, interpreți de muzică populară și interpreți de dansuri populare, reunind 27 de ansambluri și interpreți. Directorul Clubului Copiilor Roman, Ilie Boloca, organizatorul evenimentului cultural de excepție, a urat bun venit participanților, mult succes și dorința ca cel mai bun să învingă. Să urez tuturor echipajelor care au venit mult succes și cel mai bun să câștige. Am lângă mine pe fiul domnului profesor Tite Alexe, care dorește să vă adreseze câteva cuvinte. Dar înainte de toate, dați-mi voie mie să mulțumesc colaboratorilor noștri permanenți, Primăria Municipiului Roman, să mulțumesc tuturor persoanelor care au ajutat în realizarea acestui festival, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența de care ne bucurăm și încă o dată mult, mult, mult succes! Fiul regretatului profesor Constantin Alexe a mulțumit organizatorilor pentru eforturile de a menține vie flacăra unui festival de folclor care să promoveze valorile tradițiilor noastre strămoșești. Profesorul Constantin Alexe s-a născut la 22 aprilie 1954 în Roman și a absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport din Bacău. A fost profesor de specialitate la școlile din Dulcești și școala numărul 2 Roman, apoi la Casa Pionierilor din aceeași localitate, astăzi Club al Copiilor, unde a înființat un ansamblu folcloric care a obținut numeroase diplome și premii în țară și peste hotare. Bună ziua și bine ați venit! Aș vrea să vă spun că tata ar fi foarte recunoscător că mențineți tradițiile și obiceiurile folclorice în lumea celor mici, în mediul cultural al orașului Roman, municipiul Roman, pe care el l-a reprezentat în festivaluri naționale și internaționale, și aș vrea să vă mulțumesc tuturor că încă depuneți eforturi și mergeți la repetiții și organizați aceste evenimente frumoase. Mulțumesc și domnului director și vă urez succes tuturor și cea mai bună formație folclorică să câștige. Festivalul a fost organizat pe două secțiuni, una de dansuri populare și cea de-a doua pentru soliști vocali. Concursul nostru se desfășoară pe două secțiuni, secțiunea de soliști și secțiunea de dansuri populare. Vom acorda premii la ambele secțiuni. Pentru secțiunea de soliști avem premiul 1, diplomă și ocupă, premiul 2, premiul 3 și mențiune. Pentru secțiunea de ansambluri și formații avem premiul 1, diplomă și cupă, premiul 2, premiul 3 și mențiune. La sfârșit vom acorda și trofeul festivalului, ce va consta într-o cupă și o diplomă. Încă o dată, mult succes tuturor competitorilor! După evoluția celor 27 de ansambluri și soliști vocali de muzică populară românească, a urmat festivitatea de premiere, prilej cu care s-au conferit premii 1, 2 și 3 la ambele secțiuni, precum și trofee. Comorile Romanului, Clubul Copiilor Roman, Giurgila Mircea, secțiunea dans popular, domnul... Numai premii luați, domn profesor, în continuu. Premiul 2, ansamblului Dragomirești, școala gimnazială Cotu Vameș, profesor instructor Cloșcă Ioan. Premiul 2, Izvorașul, școala gimnazială Rusturi, instructor Tănase Elena Stafie Costache, la secțiunea dans popular. Tot premiul 2, ansamblu Ciuleandra, școala gimnazială Calistrat Hogaș din Roman, Galiu Elena, instructor.
premiul întâi la dans popular, ansamblu Flaiuri Mușatine, Clubul Copiilor Roman, instructor Munteanu Constantin. La secțiunea solici vocali premiul 3, Severin Larisa, Clubul Copiilor Roman, instructor Anda Dima, la solist vocal. Felicitări! Premiul 3, Pâslaru Georgiana, Școala Gimnazială Alexandru Ion Cuza, Giurgila Mircea, profesor, instructor. Felicitări! Premiul 3, Mititelul Sebastian, Grădinița Horia, instructor profesor Mititelu, la solici vocal. Premiul 3, Ursache Georgiana, Grădinița Horia, profesor instructor Mititelu. Premiul 2, a Petre Georgiana, Școala Gimnazială Cotu Vameș, instructor profesor Cloșcă Ioan. Tot premiul 2, Neacă Bianca, Școala Gimnazială Cotu Vameș, instructor Cloșcă Ioan. Tot premiul 2, Hârja Larisa, Clubul Copiilor Roman, instructor Anda Dima. Hârja Larisa nu este, ea doamna profesoară. Tot premiul 2, Driu Gabriela, Clubul Copiilor Roman, instructor profesor Giurgile Mircea. Premiul 2, Popa Florentina, Preda Elena, la Școala Gimnazială Brusturi, Olariu Mariana, profesor instructor. Cu mustața socrului, cred că bag seama, da. Era locul 3, nu 2. Tot premiul 2, Fodor Iuliana, Școala Gimnazială Vârsturi, Tănase Elena, instructor profesor. Felicitări, succes în continuare. Premiul 2, Alexandra Vântu și Delia Cojocariu, Magda Șerban, Ioana Bordeanu, Clubul Copiilor, Târgu Neamț. Felicitări în continuare, mulțumim și domnului director, profesor instructor Dinică. Clubul Copiilor Roman, la dansuri, să vină pe scenă. Domnul Munteanu, să ridicați cupa pentru locul întâi, la dansuri.
Felicitări, domnul Munteanu, succes în continuare cu copiii. Premiul întâi la soliștii vocale a fost acordat solistei Larisa Mădălina Oprea de la Colegiul Petru Poni din Roman. Premiul întâi la soliști vocal. Oprea Larisa Mădălina, Colegiul Tehnic Petru Poni, Roman, Corneianu Cătălina, profesor instructor. Felicitări, succes în continuare! Trofeul festivalului In Memoriam Constantin Alexe a plecat la Târgu Neamț, la ansamblul folcloric Plăieșii de la Clubul Copiilor Târgu Neamț. Trofeul festivalului, premiul întâi, se oferă ansamblului Plăieșii, Clubul Copiilor Târgu Neamț. Profesor instructor Dănică Gătran, felicitări, succes în continuare! Să reprezentați și pe mai departe și pe plan național, internațional. Niște copii minunați, felicitări în continuare, e foarte greu să ții pasul cu tot ceea ce înseamnă noi în port popular, în dansuri populare, obiceiuri populare. Ansamblul Plăieșii de la Clubul Copiilor Târgu Neamț, deținător al marelui trofeu al festivalului In Memoriam Constantin Alexe, a oferit zecilor de spectatori romașcani prezenți la spectacol o mostră de virtuozitate și măestrie artistică. Încă o dată aplauze, felicitări, chipete, urlete, ansamblul Plăieșii Târgu Neamț. Mulțumim profesorilor, instructorilor, domnului director. Mulțumim organizatorilor, mulțumim tuturor celor care s-au implicat pentru această manifestare.